Gospodinele au pornit la cumpărături cu lista în mână, pregătite să umple coșurile, iar domnii cu banii pregătiți pentru a plăti. Deci, în primul rând, legumele mi le-am luat din piața Tomistrei. Ceapă uscată, cărnița de porc, condimentele, piperul măcinat, zarzavatul iarăși din piața Tomistrei. Și mielul l-am luat de la țară și acum luăm pentru cremele de ciocolată, pentru prăjituri, tot ce ne trebuie. Dacă vorbim de bugetul alocat pentru masa de Paște, părerile sunt împărțite. Unii nu vor să cheltuie prea mult și se orientează spre produse mai ieftine. Alții au făcut economii și nu se uită la bani în zile de sărbătoare. Vreo 800 de lei m-am gândit. Da. Ați invitat sau doar... În familie. Care este bugetul maxim? Bugetul? Nu știu, nu ne-am propus nimic. Depinde ce poftim. Chiar am făcut economii și chiar n-am ținut cont. Având în vedere că ne descurcăm, mulțumim la Dumnezeu. De pe listă nu lipsesc nici cadourile pentru cei dragi. Această fetiță, de exemplu, este fruntașă la învățătură, așa că iepurașul nu o va ocoli, iar cadoul va fi substanțial. Ai fost cu minte ce aștepți de la iepuraș? Păi, în momentul nu prea știu dulciuri, cam atât am dori de Paște, că... Am fost un telefon, dar... Asta când o să găsim ce căutăm. Cozonacii și produsele de panificație se vând pe bandă rulantă. În fiecare zi sunt scoși din cuptoare aproximativ 2000 de cozonaci care dispar, cât ai zice, miel de Paște, din rafturile magazinelor.